asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Putem să spunem așa ca Samuel odinioară, până aici Domnul ne-a ajutat și dorim ca și mai departe să fim instruiți și să avem biruință în numele Lui. Potrivit cu ordinea care o avem aici în 6, urmează acum versetul 15, având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei Păcii. Așadar, vom împărtăși câteva lucruri despre acest echipament, râfna Evangheliei Păcii. Ne este prezentat ca o încălțăminte care protecția picioarelor și reprezintă un om în mișcare, un om gata de luptă, de drum, un om gata să pornească înainte. Ne putem aminti ceea ce s-a întâmplat cu evreii la ieșirea lor din Egipt, spune Biblia în cartea Exod, capitolul 12. În acea noapte, ultima parte din ea petrecută în Egipt, Exod 12 cu 11, când îl veți mânca, despre acel miel pascal scrie, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. Încălțămintea presupunea niște oameni gata de luptă, căci așa au ieșit ei din țara Egiptului, gata de luptă, gata de drum. Tot în cartea Exodului avem o altă situație diferită de aceasta, în capitolul 3, versetul 3, când Moise a ajuns în prezența lui Dumnezeu. Versetul 4, apoi Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu a chemat din mijlocul lui și i-a spus, Moise, Moise, și i-a spus, iată-mă, Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Am putea deduce într-un fel de aici că și pe pământul acesta, câtă vreme suntem călători, câtă vreme suntem în luptă, trebuie să fim tot încălțați. Când vom ajunge noi în prezența lui Dumnezeu, într-un pământ sfânt cu adevărat, atunci va fi timp de repaus, timp de odihnă. Acolo drumul nostru se va sfârși. Când vom ajunge înaintea Domnului, nu mai trebuie nici să ne luptăm, nici să fugim. Atunci va fi momentul când vom putea să ne scoatem încălțămintea. Dar până atunci să o avem la îndemână și picioarele noastre să fie încălțate în permanență. Apoi râvna, am putea să spunem că este acea dorință de a avea, dar de a avea și alții, alături de alții. Diferită de gelozie. Gelozia dorește să aibă ea sau persoana în cauză, dar să nu aibă alții. Pe când râvna dorește să aibă și el, dar să aibă și ceilalți, cu toți. Vreau să privim acum spre râvnă ca și o lucrare dumnezeiască a Spiritului, a Duhului, a lui Dumnezeu și a creștinului care trăiește prin Duhul. Spune Biblia în cartea profetului Isaia, capitolul 9, despre un Dumnezeu care are râvnă. Și s-a citit acest cuvânt chiar în aceste zile, spune finalul versetului 7, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. S-a luptat Dumnezeu mii de ani cu omenirea și n-a abandonat această lucrare, pentru că Dumnezeu are râvnă, adică insistă, perseverează într-o anumită lucrare. Și tot în Isaia citim în capitolul 37, versetul 32, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei izbăviți. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci dintr-un popor și dintr-o stare deplorabilă căzută, Domnul în râvna sa va reactiva, va face ca să renască și să continue lucrarea lui Dumnezeu. Faptul că a trimis pe Domnul Iisus în lume, faptul că Israel încă are o lucrare de făcut, Dumnezeu prin Israel, este o dovadă puternică a râvnei lui Dumnezeu manifestată de-a lungul vremurilor. Și despre Domnul Iisus putem citi la fel în Psalmul 119, asta la gândul că în primul rând cu El s-a împlinit acel verset, dar este valabil și pentru noi ceilalți, 119 cu 139. Râvna mea mă mănâncă. Nu doar o râvnă așa oarecare, ci o râvnă care îl predomină, care îl macină tot timpul, îl mănâncă.
Și atunci când a scos acei vânzători din templu, spune Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 17, că ucenicii și-au adus de aminte și au înțeles acea lucrare făcută de Domnul nu sub un alt aspect, ci numai sub aspectul râvnei pentru casa lui Dumnezeu. În privința aceasta, spune Pavel nouă creștinilor în Roman 12, că și noi trebuie în Duhul nostru să avem această calitate dată de Duhul lui Dumnezeu, râvna. 12:11. În sârguință fiți fără prejet, fiți plini de râvnă cu Duhul. Și Domnul Iisus confirmă aceasta în Matei 26, când a fost în Ghețiman cu ucenicii care au ațipit de câteva ori. Spune versetul 40 și 41, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Noi când vorbim despre râvnă, ca o componentă a luptei creștinului, râvna este un aspect duhovnicesc spiritual. Carnea nu poate să facă mare lucru. Duhul Dumnezeu este plin de râvnă. Domnul Iisus, marcat de acest Duh, a fost plin de râvnă. Și creștinul, umplut de Duhul Sfânt, va avea și el această râvnă binecuvântată, ba chiar suntem provocați să fim plini de râvnă cu Duhul și Domnul să ne ajute. Dacă suntem sau nu suntem, vom vedea dacă ne analizăm în mod sincer. Pentru că în raport cu râvna, întâlnim starea de lene, lenevire, starea de râvnă fără înțelepciune și starea de râvnă a Evangheliei păcii, care este starea dorită de Dumnezeu pentru noi. Să amintim câte ceva despre această lene, fiind în Matei, întoarcem o pagină în urmă, 25:26, îi spune stăpânul acelui rob care a îngropat talentul și nu a lucrat cu el. Rob viclean și leneș. Ai știut, spune Dumnezeu și continuă textul, acest om care n-a lucrat și oamenii care nu lucrează, sau mai exact care nu se luptă, sunt oamenii care sunt leneși. Și oamenii aceștia în final vor fi cu talanții îngropați. Sau se vor trezi în final cu toate cartușele neepuizate, însă evident nici cu un dușman răpus. Apoi vreau să citim din Cartea Proverbelor câteva versete, pentru că aici avem descrisă foarte pe larg lenea. Să luăm câteva. Capitolul 13, versetul 4. Leneșul dorește mult. S-ar putea cineva să dorească, să dea Domnul biruință, să dea izbândă în biserică, să dorească mult. Și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Că hărnicia nu stă în dorințe, că nici leneșul nu-i sărac în dorințe, este sărac în activitate. Apoi tot Proverbe 18:9. Cine lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Leneșul este un criminal, pentru că el distruge prin pasivitatea sa. De altfel, dacă unul moare lângă noi și noi nu sărim să-l ajutăm, nu suntem noi frați cu cel care îl ucide? Pentru că indirect am contribuit la această stare, de fapt, prin inactivitatea noastră, prin pasivitatea noastră, prin lenea noastră. Apoi, 19:24, leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Adică se apucă de activități, dar le face până la jumătate. Vâră mâna în blid, dar returul îi trebuie o altă comandă și nu funcționează. Tot Proverbe 26:13, leneșul zice, afară este un leu, pe uliți este un leu. Cum se învârtește ușa pe țățânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Însă leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Iată ce stare tristă este lenea aceasta. Și descriți acum în Rut capitolul 4, unde vom vedea că starea aceasta de lenevire, de apatie, este simbolul unui om descălțat. Că oamenii nu dorm încălțați în pat. Leneșul este legat de pat. Mai tare decât de masă. Pentru el, acesta e fotoliul binecuvântat. Spune aici despre acea rudenie a lui Boaz, care nu a vrut să
răscumpere pe Naomi și implicit și pe Rut. Versetul 7 și 8. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unei schimb, omul scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Acesta slujea ca mărturie în Israel. Versetul 8. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis lui Boaz, cumpără-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea. Și scrie, casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Pentru că nu a avut râvnă aceasta pentru neamul lui, pentru poporul Israel, ca să ridice numele mortului. N-a avut o râvnă în privința aceasta. Tot despre evrei putem vorbi despre râvna lor fără pricepere și spune Pavel în Roman, capitolul 10, versetul 2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Deci nu-i bine să fim leneși, e bine să avem râvnă, dar nu fără pricepere. Evreii aveau râvnă deosebită. Și mai adăugăm alte versete, Fapte 22:3, Pavel discută cu ei și ei înverșunați împotriva lui Pavel, de la jumătatea versetului în jos, și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți astăzi. Evreii aveau nu doar o râvnă oarecare fără înțelepciune, erau plini de râvnă pentru Dumnezeu și închipuiau ei. Și tot în Fapte 20:33, spune Pavel apoi despre el, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Am introdus acest verset că și această râvnă după alte interese în lucrarea lui Dumnezeu, tot fără pricepere este. Orică ești zelos pentru niște tradiții, orică ai râvnă pentru lucrare, dar cu gând de bani, tot nu-i pricepere nici într-una, nici într-alta. Mai există o altă situație, tot râvnă fără pricepere, Galateni, capitolul 4, cu 17 și 18. Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Acum, cu activitatea aceasta de duminică, am putea aminti chiar un exemplu, 2 Samuel 21. Împăratul Saul, știți că a fost foarte războinic și a avut o râvnă pentru poporul Israel, însă râvna lui a trecut de limita normală. Și scrie aici, versetul 2, împăratul a chemat pe gabauniți că-și venise o foamete peste țară de 3 ani în timpul lui David. Gabauniții nu erau de copiii lui Israel, ci erau rămășiți amoriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda. O râvnă care n-a ținut cont de angajamentul semnat de Iosua și căpetenii atunci când gabauniții i-au înșelat. Și a avut o râvnă pornită, însă fără înțelepciune, și râvna aceasta a costat națiunea Israel cu 3 ani de foamete. Este bună râvna, dar este frumoasă înțelepciunea. Și acum vreau să amintim versete care ne arată această râvnă a Evangheliei păcii. Că o râvnă putem să avem noi, poți să ai și râvnă penticostală, pe care nu vorbesc în limbi, să-i faci pe loc, ori botezi la foc automat, ori îi faci să nu mai vorbească deloc. Poți să aibă cineva o râvnă pentru tradițiile lui, sau o râvnă pentru bani, sau o râvnă exagerată pentru știu ce naționalism al lui, dar fără înțelepciune, forțată, să forțeze nota în dreptul cuiva. Însă adevărata râvnă cu care trebuie să fim încălțați, n-are încălțămintea aceasta crampoane, are altceva mai fin, spune Biblia aici, râvna Evangheliei păcii. În Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, avem acei oameni din Berea, versetul 11, oamenii aceștia aveau inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. S-ar putea cineva să-l apuce o râvnă și să se certe chiar din Scriptură. Dar aceștia au avut o râvnă înțeleaptă. Râvnă să vadă dacă e așa, ca să poată trăi, să poată împlini voia lui Dumnezeu. Un alt verset.
2 Corinteni 8 cu 7, o râvnă e data aceasta în privința dărniciei. Aici a fost o râvnă pe linia înțelepciunii, a învățăturii, 1133 pagina, versetul 7, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere, în acea dărnicie. Râvna trebuie să cuprindă învățătura, dărnicia, să sporim totdeauna în lucrul Domnului, cum spune Scriptura în altă parte. Și mai adăugăm doar un verset din cartea profetului Isaia, capitolul 42, versetul 13. Domnul înaintează ca un viteaz, își târnește râvna ca un om de război, înalță glasul, strigă și arată puterea împotriva vrăjmașului săi. Domnul are în sine capacitatea aceasta ca singur să-și târnească râvna. Și ne-o stârnește și nouă prin Duhul, însă și noi uneori trebuie să ne stârnim lupta aceasta, însă într-un ton al Scripturilor și al Domnului Iisus. Pare puțin o lipsă de potrivire. Cum se potrivește râvna, care pare cu o ambiție puternică pentru luptă uneori, cu pacea? Însă trebuie să împletite râvna Evangheliei păcii. În Vechiul Testament era o râvnă pentru război, însă acum o râvnă pentru o Evanghelie a păcii. Și chiar acum vreau să amintim câteva domenii ale acestei râvne. Prima dintre ele, cred că aici trebuie să râvnim în primul rând. Râvna în pocăință. Tit 2 cu 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, 3 cu 14 am citit, dar apoi 2 cu 14, și să nu stea neroditor, și acum 2 cu 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Rețineți, Biblia pune problema să fie plin de râvnă, tot în râvna pentru pocăință, 1 Timotei 4 cu 11 și apoi 15, poruncește și învață aceste lucruri. 15. Pune-ți la inimă aceste lucruri, îndelincește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 13, ne spune la fel. Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Cât privește faptele bune, a spune o vorbă bună, a ajuta pe cineva, face un sacrificiu pentru cineva, o faptă de pocăință. Noi simțim un imbold uneori al Duhului Sfânt sub călăuzire, dar există un efect contrar al firii pământești sau poate chiar din jur. Cineva spune, da, de ce să faci bine, da, de ce să te silești? Însă Biblia vrea să atingem apogeul în privința aceasta. Așa să ai o râvnă să faci binele, încât să nu te poată potoli nimeni. Să nu fie nevoie să insistăm sau să insiste alții pe lângă noi, hai să facem bine, hai să facem și aceasta. Ci râvna din noi, încât să nu ne poată potoli în a face binele. Și citim din Apocalipsa, capitolul 3, o îndeamnă Domnul pe biserica din Laodicea și ne îndeamnă și pe noi. Eu mustru și pedepsesc 3 cu 19, pe toți și aceia pe care iubesc. Și după cum la majoritatea bisericilor le spune pocăiește-te, la asta știți cum îi spune? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Că ne pocăim noi, dar așa ne pocăim cu încetinitorul, alteori ne pocăim în rate și iar ne mai despocăim câte un pic. Dar pocăința trebuie să fie cu râvnă, în care așa să dorești să te pocăiești din toată inima. O râvnă în fapte bune, o râvnă în pocăință înaintea lui Dumnezeu, cu toată râvna. Aceasta este acea intrare cu năvala în împărăție. Cine se pocăiește domol și merge la pas, nu știu exact al câtilea va intra în împărăție dacă îl prinde numărul sfinților. Însă acea intrare cu năvala se produce pentru o pocăință cu râvnă. Apoi, râvnă în activitate. Asta e după pocăință.
că dacă cineva râvnește numai după slujbe și nu râvnește după pocăință, și asta e tot o râvnă fără înțelepciune. În 1 Timotei 3:1 scrie, dacă râvnește cineva să facă vreo slujbă, îmi spune noi generalizând, dorește un lucru bun. Biblia recomandă să vrei să faci lucrarea cu râvnă. Dacă ești chemat să cânți, să fii râvnitor la aceasta. Dacă ești chemat la una sau la alta, să fii râvnitor. Dar dacă întâi ai fost cu râvnă la pocăință, în alt verset, Roman 12:8, cine îmbărbătează pe alții se ține de îmbărbătare. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și 1 Corinteni 9:25, toți cei ce se luptă la jocurile de 18 se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta pentru ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Atâtea activități sunt. Și uneori ne înțelegem, fraților, ne organizăm și postim. Și mergem câteva săptămâni și dacă facem câte un sondaj, s-au mai domolit vreo jumătate dintre ei, li s-a stins râvna. Fraților, se face uneori câte un apel, să cântăm cu toții. Și poate pe la a treia verset de cântare sau poate la a treia cântare, nu mai vezi că câteva bănci s-au potolit, nu mai cântă. Fraților, să ne rugăm, acum e stăruință. Și pe 5 minute ne rugăm și nu mai vezi așa că dau volumul mai încet și scade râvna așa. Doamne, oare care-i lucrarea aceasta? Duhul este plin de râvnă. Dar când carnea aceasta intervine, râvna scade. Când ucenicii au trecut prin a judeca cu mintea și n-au înțeles. Și a intervenit problemele acestea firești în viața lor, spiritual au scăzut. Însă este nevoie de o râvnă în pocăință și apoi de o râvnă în lucrare. Ce frumos este să fii fost la tinerețe cu râvnă, dar să poți să spui, ca și Caleb, după 40 și de ani, sunt tot așa de gata să mă duc fie în fruntea voastră, fie la luptă, oriunde. Aceeași râvnă la 80 de ani care a avut-o la 40. Doamne, activează-ne și nouă, te rugăm. Să fim plini de râvnă pentru toate aceste lucruri. Și până vor avea toți râvnă și își vor sostârni-o propriu, râvna mare o în domeniu. În a-i provoca pe cei de lângă noi. Atunci când un om arde, incendiază și în jurul lui, nu? Dar când s-a stins, se sting și ceilalți. Să amintim aici 2 Corinteni 8:8, unde dărnicia unora a provocat și în ceilalți o lucrare similară. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora, ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Există o provocare reciprocă. Când unul face, se facă și celălalt. Și chiar darul, le citim în 1 Corinteni 14, au rolul acesta. 14:12, tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești. La darurile duhovnicești, măcar că este voia Duhului să împartă după cum voiește, trebuie să fie o râvnă. Tot așa, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați, deci este și o dorință a oamenilor, să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Repet, ce am spus cândva, nu să mă rog eu să spun, Doamne, dă mie, și așa e lipsă de ele, dă mie vreo 3 sau 4, Doamne, dă bisericii, la cine voiești, dar eu doresc ca trupul bisericii locale și apoi universale să aibă aceste daruri și să râvnim. Duhul lucrează, dar Duhul lucrează numai la cel care vrea să lucreze intens. De altfel, să știți că și Satana are râvnă în Duh. Oameni care au intrat în medii oculte și la început le-a făcut plăcere să cheme duhurile morților, să ghicească și la un moment dat carnea lenevește. Și dacă la drăcușorul respectiv nu-i dă vrăjitorul de lucru, îl chinuie pe el. Că duhurile vor să aibă activitate intensă, la fel și Duhul lui Dumnezeu, e adevărat, în plan luminos, al binelui, dar vrea să aibă activitate, să se lucreze cu râvnă prin aceste daruri și ele stârnesc pe cei din jur, sunt spre folosul celor de lângă noi, adâncând binecuvântarea Domnului în biserică. De asemenea, o provocare deosebită trebuie să fie pentru ucenici, pentru cei care
trebuie să crească pe lângă noi. Îi spune Pavel lui Timotei în a doua Timotei, capitolul 1, de la versetul 6, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuințe care ne face să strigăm Ava, adică Tată, care ne activează, ne pornește. Apoi, pe aceeași pagină, 2:2, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care fie să fie în stare să învețe și pe alții, să ducă lucrarea mai departe. Căci cel care cârmuiește, am amintit din Roman 12:8, trebuie să cârmuiască cu râvnă, să dorească lucrul acesta. Dacă cel care conduce timpul de rugăciune, sau cel care conduce cântarea, sau cel care conduce slujba, sau activitate, sau în orice alt domeniu, ar spune un maestru la servici, auziți, lăsați-o mai încet, că doar nu răsturnăm noi lumea asta. Sau cum am spune noi, a, lăsați-o mai încet, că doar Dumnezeu își face lucrarea când vrea să-și o facă. Nu asta ne învață Biblia. Biblia ne învață să ne luptăm din toată inima înaintea Domnului. Să dorim ca Domnul să lucreze. O râvnă cu înțelepciune, pentru ca Evanghelia păcii să cuprindă pe toți și Domnul să lucreze. Amin. Dacă vom fi plini de râvnă, vom avea mai multă satisfacție decât dacă vom sta liniștiți. Ce satisfacție are omul care nu și-a semănat grădina? Eventual satisfacția viselor, că a dormit mai mult. Dar omul care lucrează are o satisfacție și în timpul lucrării și satisfacția deplină când e lucrarea gata și o vede finalizată și își vede munca împlinită. Vreau să privim la aceste două satisfacții ca să fim stimulați în râvna noastră. În 2 Corinteni 7 spune Pavel despre o râvnă a pocăinței care s-a trezit în ei, 7:7. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea pe care a fost mângâiat și el de voi, el ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Versul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință. Dar corintenii ăștia nu se mai puteau pocăi a doua oară să intre la o reciclare fără râvnă. Mai ușor te pocăiești prima dată decât a doua oară. Deci după ce ești pocăit de câțiva ani, din nou să te reactivezi. Și de care nu se căiește nimeni niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi, ce dorință aprinsă. A provocat o dorință aprinsă, o bucurie. Le-a provocat satisfacție în noirea aceasta. Aceasta mi-e dorința, să te onoresc cu ființa întreagă, să te slăvesc. Te ador, Stăpâne, și mă închin. Lauda și mărirea ți se și ei.
Ucenicii rugau să mănânce și ziceau, învățătorul le mănâncă. Dar el le-a zis, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Nu cumva ai adus cineva de mâncare? Și 34. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Pe Domnul Iisus îl mânca râvna aceasta. Și în dorința lui, în voința aceasta adâncă, a uitat să mănânci. Sau a lăsat masa deoparte, am spune noi. Citeam despre un cercetător într-un domeniu care atât era de preocupat de munca sa din laborator, atât cu patos o făcea și cu râvnă, încât atunci când a fost chemat la ora mesei, s-a dus repede, s-a pus la masă, împreună cu alții, și a pus capul în palmă și a meditat adânc. Și când toți s-au ridicat, s-a ridicat și el și-a plecat. Și la unul l-a prins de mână și a spus, n-ai mâncat. Nu mi-am dat seama. Atât, râvna atât îl preocupase, îl marca puternic, încât numai asta gândea și de mâncare uiți. Și din are râvnă s-ar putea să uite și de orarul de biserică, să uite și de una și de alta, însă cine are râvnă va uita de celelalte lucruri. Apoi, la finalul lucrării este o bucurie după ce ai lucrat cu râvnă. În Isaia 53, despre Domnul, al cărui râvnă a fost evidentă, spune versetul 11. Va vedea rodul bun și sufletului lui. Deci vede rodul. Și se va înviora. Domnul Iisus privește din ceruri. Și constată că i s-a meritat râvna lui deosebită pentru Sion și pentru toate neamurile. Apoi vreau să amintim despre David, 1 Cronici 29. Acest om a cărui râvnă a fost deosebită. 29 cu 2 și 3. Rețineți cum a procedat David în râvna lui. Și n-amintesc domeniul războiului, ne-a avut o râvnă deosebită. Alt domeniu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie. Și enumeră toate la rând. Au zis, s-a întrebuințat puterile să adune ce rămânea pentru generația următoare. Versetul 3. Mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit cu toate puterile. Râvnă pentru templu. Și Dumnezeu i-a spus, nu tu o să-l faci. Ce ne-aș mai vedea noi pe noi să ne spună Domnul, nu prin tine o să lucrez la Betel, ne-am și potolit, dacă nu prin mine, Doamne ajută, mai mă bat capul. Te-a spus, nu prin tine fac templu, dar a avut râvnă pentru ce va face Domnul cu alții. Și uitați acum versetul 9. Când a văzut finalul lucrării, poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, că își le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Apoi întoarcem pagina și spune versetul 28. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile de bogăție și de slavă. A fost împlinit. A murit satisfăcut. Că în râvna lui a făcut totul în dragostea lui pentru Dumnezeu. Ce satisfacție vor avea unii când la bătrânețe n-au făcut și n-au lucrat? N-are nicio satisfacție. Plăcerea că ai pierdut vremea. Să privim acum la câteva exemple. Câteva negative. Iosua, capitolul 18. Domnul a dus pe Israel în țara Canaanului și acum trebuia să o împartă.
18:3. Iosua a zis copilului Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeu părinților voștri? Știți ce trebuia să facă numai? Să o străbată, să facă o hartă, un plan și să se tragă la sorți. Și le era lene. Să te iau acolo la silo. Ei care odinioară fuseseră războinici, ei cuprinsese lenea. Și se manifestă uneori o oboseală la creștini. Și le este lene. La început au mers și au făcut evangelizare, dar acum le este lene să meargă și acolo unde ei au evangelizat și au luptat numai să vadă ce mai este pe acolo sau să lucreze. Asta în contradicție cu ceea ce citim în numărul 32, aici este marele contrast. Că ăștia pentru ei nu vreau să meargă să-și ia țara stăpânire, iar în numărul 32, alea două seminții și jumătate de la răsăritul Iordanului, 32:16, ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru prunții noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copilului Israel până îi vom duce la locul pe care le este rânduit și pruncii noștri vor rămâne în aceste locuri. Nu ne vom întoarce până nu-și primesc fiecare moștenirea. Ăștia au fost gata să lupte cu râvnă pentru alții și aia pentru ei, țara cucerită, leofoleane s-o împartă. Ce diferență între unii și alții? Unii nici pentru ei n-au râvnă să facă. Dacă le-ar face alții, pe de-a gata. Un alt exemplu negativ, prorocul Ilie, 1 Împărați 19. Lucrăm și dintr-o dată se întâmplă ceva. Avem o problemă, acum n-avem cu autoritățile, a fost și poate vine. Acum așa între noi sau cu familia sau știu eu. Și dintr-o dată spune aici versetul 10, am fost plin de râvnă. Și câți dintre noi se laudă câte isprăve au făcut? Dar nu în ultimul an, mai de mult. Și într-adevăr, Ilie a avut o râvnă deosebită. Dar acum stagnase. Și Dumnezeu ce i-a spus? Ilie, din nou la treabă. Din nou trebuie să te cuprindă râvna aceasta și să lucrezi mai departe. El repetă din nou că a fost, dar Domnul provoacă să fie mai departe. Un alt exemplu, în 2 Împărați 10, e vorba de Iehu, 10:16, a pornit cu râvnă în Israel, a pornit cu râvnă să distrugă idolatria, 10:16. Vino cu mine, spune la Ionadab, fiul lui Recab, și vei vedea râvna mea pentru Domnul, și l-a luat astfel în carul lui. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu râvna lui când a ajuns în fața vițeilor de la Dan și Betel. Și a s-a potolit râvna lui Iehu. Cine l-a fi potolit? Ce anestezici i-au fi dat? Și a stagnat râvna lui. Și Domnul a spus, până la un punct ai mers bine, dar de acolo râvna nu i-a mai continuat. Și doar amintim, fără să mai citim, acea râvnă a fariseilor din Noul Testament. Și după ce s-au pocăit, a spus că plin de râvnă, spune Biblia în Faptele Apostolilor, erau plini de râvnă pentru lege și cereau să păzească legea lui Moise. Râvna nu trebuie să fie pentru o confesiune anume, pentru o lucrare anume, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă e pentru lucrarea lui Dumnezeu, o faci, că ești în slujbă, că nu ești, că e aici, că e în altă parte. Dar dacă ai o râvnă pentru o partidă, pentru tine, pentru un om, când moare cauza aia, a pierit și râvna ta. Dar dacă ai râvnă pentru Domnul și pentru Evanghelie, îți exerciți această râvnă în orice condiții. Și să amintim acum câteva exemple pozitive. Mai întâi, Fineas, numer 25. Discutam o dată cu un frate referitor la o stare nu bună dintr-o biserică. Zic, frate, dar poți să asisti la această stare când vezi că păcatul intră? Zice, mai de mult mă deranja. Și mă ridicam să iau atitudine. Dar acum, nu știu cum să-ți explic, dar nu mă mai deranjează. Mai eu citesc despre unul pe care l-a deranjat starea aceasta. Fineas, spune 25, cu versetul 11, a zis Domnul. Fineas, fiul Eleazar, fiul preotului Aaron, a bătut mânia mea de la copilul Israel prin râfna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copilul Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel.
Și leviții pe același motiv au fost aleși să slujească Domnului, generații de-a rândul, pentru că au avut râvnă pentru Domnul. Toți trebuie să avem râvnă, dar în mod special, când e vorba să fie cineva în frunte, în slujbă, în comitet sau în vreo altă lucrare de vârf, trebuie să-l marcheze cu atât mai mult râvna, că dacă n-are râvnă, uitați-vă când este o coloană de mașini și dacă este în față și nu sunt mai multe benzi, unul care merge încet, ce se va întâmpla? Se stagnează tot traseul, totul se dă peste cap. Acest Fineas a avut o râvnă deosebită, n-a putut să stea să vadă păcatul. Râvna ne va provoca să intrăm în post, să intrăm în rugăciune, să discutăm, dar cu o râvnă a Evangheliei păcii, fără să tăiem capetele cuiva, nu mai este cazul ca și în dreptul lui Fineas, dar râvna te va provoca să faci ceva, să nu fii așa indiferent și să nu îți pese. Un alt exemplu, trecem acum în Noul Testament, Apostolul Pavel, Galateni 1:14, a avut Pavel râvnă înainte și cum era mai înetat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu la o vârstă, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești. Și această râvnă, Domnul a utilizat-o în dreptul Apostolului Pavel altfel. Și rețineți cum? Romani, capitolul 9, de la versetul 2. Căci simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Râvna lui Pavel mergea aproape până acolo, încât să spună, mai bine cumva ca Moise, șterge-mă pe mine, dar mântuiește-i, Doamne, pe ei. Și l-au respins iudeii pe Pavel. Să ai râvnă pentru mântuirea cuiva care te respinge, care nu te vrea. Asta este o râvnă a Evangheliei păcii. Când ești încălțat altfel, ești ca un arc, te împinge și revii înapoi. Nu te poate opri nimeni, nici o intemperie, nici o situație. Tot despre Pavel citim aici, în 10:1. Fraților, dorința inimii mele, că râvna este o dorință puternică a inimii, și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca ei să fie mântuiți. Apoi, 2 Corinteni 11, stări care n-au putut să potolească râvna lui Pavel. 2 Corinteni 11:21, de la 23 citim. Suntem slujitori al lui Hristos, vorbesc ca unii și din minți, eu și mai mult, în osteneli, temnițe, lovituri fără număr, primejdii de moarte, bătăi 40 fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu piete, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, noapte și o zi am stat în adâncul mării, în călătorii, în primejdii. Și după ani de zile de lucrare, Pavel, aceeași râvnă, din Tars și apoi de pe drumul Damascului și până la Roma, nu l-a putut potoli nimeni. Nu l-a putut potoli nimeni. Orice situație de boală, situație conflictuală, stări din biserică, stări negative de afară, pedepse, nu-l putea potoli nimeni. Spuneam că și Satan are râvnă numai pe rău. Știți că este câte un om îndărădnic, măi, îl bagă la pușcărie și când iese nu stă mult afară. Și el face și el duce înapoi. Ăla are râvnă pentru rău. Să știi câte un copil așa, care acum îl pui și urgent e la loc. Și are așa o voință puternică. De ce n-am avea-o și noi pentru bine? Cum se explică că uneori a lui Satana au râvnă mai mare pentru rău decât noi pentru bine? Ca să nu mai spun situația tristă, să fim plini de râvnă pentru cele materiale sau pământești sau pentru ideea noastră năstrușnică, pentru aia să spui mă duc până la moarte, dar pentru cele sfinte să nu mergi decât așa puțin. Nu face Domnul mare treabă cu noi. Noi suntem armata lui să cucerim lumea. De o armată de voluntare. Imaginați-vă ce s-ar alege de soarta unui război dacă le-ar spune, măi, câți vreți lucrați, cât numesc la vatră. Păi se termina al doilea război mai repede. Cu fiecare se ducea. Păi asta e situația noastră în lume. Domnul ne-a însărcinat să câștigăm prin râvnă, prin dorința aceasta profundă ca toți să fie mântuiți lumea aceasta. Poate să o cucerească Domnul cu noi? Suntem noi oameni râvnitori pentru lupta aceasta spirituală? Să ne ajute Domnul. Cât a progresat creștinismul în primul veac? Că nu numai Pavel a avut râvna aceasta, cum vreau citesc despre câțiva din colegii lui de slujbă. Toți erau plini de râvnă. Nu-i putea potoli nimeni, nici pușcăria, nici nimic.
nici iudeizatori, nici nimeni. Amintim acum despre Timotei, Filipeni 2 cu 22. Știți râvna lui încercată, că s-ar putea să iasă cineva după o predică bună sau după o școală oarecare și să fie plin de râvnă. Dar când se încearcă râvna, atunci vezi dacă e râvna adevărată sau e doar ceva vag. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Un alt coleg, Tit, 2 Corinteni 8 cu 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, Doamne, pune și în inima noastră râvnă. Tit a avut râvnă aceasta, să alerge, să adune ajutoarele, să le ducă la Ierusalim. Versetul 17. Căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, când te frige râvna asta, păi alergi. Dar nu mai stai. De o râvnă arzătoare a pornit de bună voie spre voi, din râvnă. Nu să-ți conduci armata de la spate, din râvnă o conduci din față. Versetul 22. Am trimis cu ești pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o. În mod special când însărcinesc pe cineva într-o lucrare, dacă nu ai încercat râvna, spune în proverbe că cine trimite o vorbă pentru un om care nu este în regulă, o trimite prin picioarele ologului. Asta nu merge. Îi o dai în mână, dar nu poate să se ducă cu ea, că nu-i încălțat. N-are râvnă pentru așa ceva. A fost încercată de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încredere în voi. Vedeți ce termen superlativ folosește Biblia? Mult mai multă râvnă, arzătoare, nespus de mare. Un alt coleg, Epafras, Coloseni 4, versetul 12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Se lupta. De ce? Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Noi pentru cei avem râvnă și pentru cine? Ne oprim aici cu exemplele, amintind două aspecte în final și apoi ne vom ruga ca Domnul să ne dea râvnă. În 2 Petru, capitolul 1, scrie de la versetul 3 la 11 acea listă. Prin versetul 3 Dumnezeu ne-a dăruit. Da, dar nu ne-a dăruit de-a gata. Știți, Dumnezeu dăruiește. Dăruiește ploaie, dăruiește căldură și putere de creștere în diferite plante. Dar Dumnezeu nu ți aduce pâinea în casă pe masă. Și doar îți pune la îndemână mijloacele ca prin muncă să obții. La fel este și în plan spiritual. Dumnezeu ne dăruiește. Și acum versetul 5, dați-vă și voi toate silințele. Astea presupune râvnă. Versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Versetul 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Văd aici o râvnă pentru calitate. Aceasta este în primul rând. Adică râvna pentru pocăință, Dumnezeu vrea calitate, să nu doar să avem activitate, vrea calitate. Să unești toate astea ca să obții roade de cel mai bun soi și intrarea în împărăție să fie din belșug, precum sunt și roade. Dar întâlnim în Biblie o râvnă și pentru cantitate. În Evrei, capitolul 6, spune de la versetul 10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păsteze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și făgăduințele știți care sunt? Printre altele, spune Psalmul 2 cu 8, cerem și îți voi da. Neamuri, stăpânire și marginile pământului. Astfel dorește Domnul ca mai întâi o creștere intensivă să ne marcheze lăuntrică spirituală în care să avem o râvnă pentru fapte bune și pentru pocăință și apoi o râvnă pentru cucerirea acestui pământ pentru Domnul Iisus. Vreau să ne oprim aici și să gândim în dreptul nostru.
Care este râvna noastră? Te macină această râvnă? În măsura în care suntem duhovnicești, Duhul este plin de râvnă. Și vom dori să fim din ce în ce mai sfinți. Vom dori să vin în Împărăția lui Dumnezeu. Vom dori ca frații noștri, indiferent din locul nostru care l-avem în lucrare, că aici suntem noi deficitari. Spunea un biet frate care vroia să facă slujbă, știți că unii sunt râvnesc după, nu după a fi, și după slujba în sine, și după nume. Când a dus într-o duminică serviciu, zice, ați văzut ce frumoasă a fost slujba astăzi? Și când făcea el slujbă, spunea că toate au mers bine. Și așa râvnă avea să facă câte ceva, dar dacă era vorba să facă altul, dintr-o dată vedeai că s-a pus norul pe soare și nu mai mergea nimic. O râvnă nu motivată de condiții umane, nu motivată așa că mă vede șeful și mă avansează și că mă văd frații, nu. O râvnă dată de o voință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Dacă biserica noastră va dovedi râvnă pentru Domnul și pentru lucrarea Lui, Domnul va mântui pe câți mai mulți din cât sunt aici. Domnul va mântui pe cei din Arad, Domnul va sprijini lucrarea în țara aceasta. Și mă vedea la momentul potrivit, ne vom reaminti de altfel noastră, știți, lupta se dă foarte mult în rugăciune. Oamenii care au această râvnă deosebită și care nu se lasă, care vine o ispită peste ei, se apucă din nou și nu se lasă și nu se lasă. Se luptă în rugăciune, se luptă într-o parte, se luptă într-alta. Au numai dorința pentru sfințenie, pentru împărăție, o râvnă cum a avut-o Domnul Iisus, o râvnă care nu poate să-i lase liniștiți. Și ține tot timpul în poziția încălțați, în poziția gata de mișcare, în poziția gata de luptă. Domnul să ne umplă de râvnă și să ne binecuvinteze. Amin.